Tu ai vrut în 3 secunde și gata să mănânci? Am spus jumătate de oră, fii atent la ce ești spune, Ioane. Ioane, eu nu pot să repet fiecare dată, Ioane, pentru tine. Ia ți-ai eroi, nu la o parte, îi supățește, nu știu. Dar eu și-s frumos, eu mă strevăd în tăt, înțelegi? La soare te poți uita, dar la mine, ba. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Te bucuri de prospețime. Lati. Alege gustul adevărat. Salamer. Gust cu tradiție. Chateau Vartelli. Salutare, dragi prieteni! Un nou episod Chef de Gătit alături de șef Alexandru Comerzan. Ce gătim astăzi? Astăzi mă gândesc ceva așa mai tradițional, dar nu tradițional. Tifteluță. Tifteluță din carne. Știu că mulți dintre voi le gătesc acasă, dar eu azi vă arăt metoda cum le gătesc eu și părerea mea e extrem de gustoasă. Și bineînțeles cu un piure din cartofi. Ne apucăm, da? Ne apucăm. Este carne tocată. Carne tocată, tocătură, mai bine zis. Am cumpărat-o de la Kaufland, o găsesc la vitrina asistată, unde vă deservesc vânzătorii de la Kaufland. Macinat, mix am luat în cazul dat, e vită și porc. De ce? Că sunt și așa de gras. Cartofii, bineînțeles, exact la Kaufland, roșii la Kaufland. Tot pentru rețeta de astăzi, găsesc, bineînțeles, la Kaufland. Mergem. Primul lucru, apă și punem cartofii la fier. Și primul lucru, curățăm cartofii pentru pireu. Cartof alb. Da. Rețetă simplă, rapid de gătit, rapid. Într-o jumătate de oră cred că reușim să o facem. Așa. Este pentru pireu. Tăiem cartofii bucăți. 2 1 2. Este. Clătim un pic cartofii. Că avem apă, bada prostul maren. Cartofii în apă rece. Este foc la maxim. Este sare. Sare, un pic de piper. Cartoful, nu uităm că absorbe, e ca o buretă, da? Cartoful, vânătă, are prioritatea asta. Tot ceea ce îi dăm, absorbe. Și atunci, ca să facem un pireu mai interesant, mai avem eu și un cățel de usturoi pe aici, doi căței de usturoi. Aici avem o crenguță de rozmarin. Wow. Tocătura noastră. În tocătură ce punem? Un ou. Uite așa. Un ou, un pic de cașcaval ras, în cazul nostru parmigiano. Dacă nu aveți cașcaval, simplu, nu-l puneți. Este pâine. Unde pâinea mea? Pe smet două linguri. Uite așa. Este sare, piper. Sare. Popo. Ustensilul cel mai important în bucătărie, da? Așa, următorul pas, ceapă. Ce fel de tifteluță fără ceapă? Nu există, doesn't exist așa ceva. Un sfert, da? Și ori o dăm pe răzătoare, cum îmi place mie să fac, ori dacă nu, o tocăm mărunt cu cuțitul. Da, cu răzătoarea, e cel mai simplu și cel mai rapid. Usturoi. Și fel de tifteluță fără usturoi. Este. Îl dăm și pe ăsta pe răzătoare frumos. Aciditatea de la ceapă și sucul îl punem înăuntru. Uite așa. Nu mult. Dacă vă place cu mult ceapă și cu usturoi ca la Pașa, da? Că îl dăm Pavel, puneți mai mult. Eu așa, le fac mai delicate, mai, da? Cine știe, am mult și neava dintre voi ies la întâlniri de țară și ați zic ea că Comerzan i-a gătit cu mult ceapă și usturoi și adică e pentru și. Angelica, așa? Pătrunjel, un pic de ierburi proaspete, aromatice. Dacă tot le avem, haideți să le folosim. Uite aici o leacă, mai luăm și de aici o leacă. Ok, cartofii fierb, dăm foc un pic mai încet. Let's do it! Este! Și formăm biluțele. Sau tifteluțele, mă bine zis. Oregano, oregano. Rozmarin, rozmarin. Paprică, puneți paprică.
orice, curcuma, puneți curcuma, orice vă trece prin cap, aromatizați-le așa cum vă place. Nu vă opriți doar la ideea de bază. Aici ce avem? Oregano. Hai să-i punem și un pic de oregano. Adică bucătăria trebuie să fie ceva interesant. Trebuie să fie ceva... să vă simțiți liber când gătiți. Da? Hai să punem oregano. Da. Hai să punem și un pic. Marin, mai ieșit, te auzi, Marin! Așa. Tifteluță. Let's go. În jur de 50 de grame tifteluța trebuie să aibă. Da? Așa niște bile. Nu trebuie să vă spăreți dacă sunt mult căluți. Nu e o problemă. E cu atât mai bine. Cu să fie pufoasă. Noi am făcut de porc și de vită. Puteți să faceți doar de vită, puteți să le faceți doar de porc, puteți să le faceți de pui, de curcan. De cum doriți, așa le faceți. Tu ai vrut în 3 secunde și gata să mănânci? Am spus jumătate de oră. Fii atent la ce aici spun, Ioane. Ioane, eu nu pot să repet fiecare dată, Ioane, pentru tine. Ei, omul ăsta nu mă duc acasă, e numai aia ca să nu lucreze, numai chestii de genul. Eu nu știu câte să mai suport, Ioane. Dar de mâncat îi place. Cum merge vorba de mâncat, Vanei primul. Ca samurai cu katana, pe Ioane cu lingura, știi? Nu că să-l iesă Roninu și ala George, zic că de-aia Alexandru să-i ajută oleac. Sașa. Așa. Hai că-s gata. Pasul următor. Avem careva, știi cum, tifteluțele. Cumva au câteva etape, da, ca să le gătim. Asta e una, faza asta e una dintre cele mai importante și acum să-și o explic de ce. Așa, primul și în primul rând, haideți să prindem o tigaie. O tigaie, 1, 2, foc, ulei. Un pic de untișor, unt, că-l avem bun de la partenerii noștri de la lapte și e bun, untișor, 82%. Uite așa, hop, este. L-am pus aici. Făină, important. De ce făină? Înainte de a le prăji, le trecem prin făină. Făina o să formeze un fel de peliculă, să o numim așa, da? Când le prăjești, ele se sigilează. Făina formează un fel de peliculă și toate sucurile de tifteluță o să rămâie în interior. Și așa să ne permită să avem tifteluțele mult mai suculente. De ce le prăjim? Le putem arunca și deodată în sos, dar mie îmi place să le prăjesc, deoarece faza asta, reacția mai largă se numește, în termen de bucătărie, aici vă dau și lecții, știi? Adică nu chiar așa, pur și simplu gătim. Așa, reacția mai largă vine la o temperatură mai mare de 140 de grade. Asta se caramelizează proteinele și asta ne dă gust în mâncare. Iarăși, eu am să pun o leacă de afumătură, să o numim așa, în sos, dar dacă doriți, puteți adăugați și un pic de bacon în tocătură însuși, da? Și să aveți așa tifteluțul un pic mai afumat. Ia că Ion își bagă nasul în cărnaț. Ce zi, Ioane? Ei, numai cu gândul la mâncat. Ați văzut și bacon frumos avem acolo de la salamier, da? Adică sănătos, ușor, delicat. Între timp, gătim pentru sos, da? Nu stăm. Mereu în movimento, pașa, movimento. Și doar nițel să le prăjăm un pic, după asta le finisăm în sos. Așa, este la o parte, delicat. Uite așa, iar împrospețăm cu un pic de ulei. Uite așa. Și un pic de unt. Este. Și mai departe. Exact la fel. Morcov. Puțin de tot morcov. Adică chiar puțin de tot. Doar așa partea dulce să fie un pic. Uite așa. Șeț. Un pic de morcoviol. Tăiet așa, cum ne place nouă la bucătar să spunem, brunoaz. Adică cubulețe mici. Usturoi. Doi căței de usturoi. Practic și teoretic. Da? Amatriciana să faci cu guanciale, să faci cu un cățel de usturoi fără morcov, da? Poți să adaugi un pic de ceapă, dar iarăși fiecare cumva o reinterpretează în modul propriu și busuioc. Noi să facem așa o falsă amatriciană, pentru asta am nevoie și de un pic de bacon afumat de la salamier. Îl tăiem, uite așa, cu ciorici, de dorit fără cioric, dar dacă nu vă deranjează, puneți cu tot cu cioric, nu e o problemă. Uite așa, tăiet cubulețe mici, sau mai bine zis, fâșâi, nici nu cubuleță. Ideea de a da o parte așa un pic afumată este tifteluțele la o parte. Sosul ținem așa.
o tigaie mare de genul. Voilà, unt. În amatriciana unt nu spune, spune ulei de măsline. Noi să adăugăm un pic de unt. Uite așa, ulei de măsline. Neapărat. Usturoiul ca să aromatizăm grăsimile și, bineînțeles, baconul. Așa, este ceapa. Prima ceapa este. Am adăugat ceapa, un pic de sare, un pic de piper. Este. Prăjim bine. Așa. Morcov. Între timp tăiem câteva roșii. Roșii maturi, roșii moldovenești. Tot la Kaufland. Este. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. Puteți folosi și paste de roșii, bineînțeles, dar acum e perioada. Și sa noastre. Și sunt moldovenești. Și păcat să nu le folosești. O să ne săturăm de pelato pomodoro de la noi, de la Italia. O să ne săturăm. Am o câte perioadă, da, să le folosim pe a noastră. Roșiile la tigaie. A, uite și așa. Uf! Și dacă tot am roșiile astea cherry aici care strigă, dar de ce ne lași pe noi la o parte? Folosește-ne și pe noi. Ei cum? Nu uităm. Sare, piper. Show must go on. Și acum, ustensilul principal. 1, 2. Înțelegi, zic eu? 1, 2. Pe aici, colea. Unul aici, unul acolo. Aici, colea. Ia-ți iei eroinul la o parte, că-i supățește mușul. Dar eu și-s frumos, eu mă strevăd în tăt, înțelegi? La soare te poți uita, dar la mine, ba? Cartofii îs gata. Angelica, noi avem un pisător din ăla de cartofi, nu? Aici, în pai. Dar era aici, 100%, sau aici. Eu-s chiar și nu-l ved? Ți-o las. Las că fac cu... Las că fac cu... Știu eu ce fac, las. Usturoiul. Nu avem nevoie de el. Dacă sunt frunzulițe de rozmarin și vă deranjează scotețele, ele pe mine nu mă deranjează absolut deloc. Sare. Știți care este cel mai bun piureu din lume? Al lui Joel Robuchon. Da? La un kilogram de cartof, un kilogram de unt. Foarte serios vorbesc. El cu piureu a luat stea Michelin, ca să înțelegi. Un pic de lapte. Laptele, dacă îl vreți, puteți să-l încălziți. Da? Eu n-a să-l încălzesc, a să merg așa direct cu el. Oh, voilà. Puțin de cașcaval doriți, adăugați. Fârchiuliți. Da? Adică trebuie să fie ceva pufos. Da? Nici ca cum nu cleios. Pufos. Care e un pic diferă de a fi cleios. Dacă acum ar trebui să-l dau la blender, îl fac... click. Așa deci, piureul gata, tifteluțele gata și ne rămâne să facem plating-ul și, bineînțeles, destupăm o sticlă de vin. Partea preferată a lui Alexandru. Cu siguranță, un roșu e cel mai potrivit. Dar Chateau Vartelli are un rozie foarte interesant, care e un mix între Cabernet Sauvignon și Merlot. Adică tot soiuri de vin roșu, dar vinificat în rozie. Aș încerca și cu un rozie. Voilà, je suis fait. Rozie, Cabernet și Merlot. Ce îmi faci tu proaspăt? Eu ador vinul ăsta, nu știu de ce, dar... Proaspăt. Bun. Prospețimea asta de la Cabernet, cumva Merlot îl completează. Mergem cu piureul pe mijloc. Uite și piureul pufos. Așa trebuie să arăt un piureu. Așa, facem o găurică la mijloc. Uite așa. Tifteluțe de carne cu piureu în combinație cu rozeul
Cabernet Sauvignon și Merlot de la Chateau e pur și simplu bombă. Nu m-am așteptat nici eu să fie așa de un mariaj perfect. Sper că v-am făcut chef de gătit și sigur că vă l-am făcut cu așa rețetă. Pentru mai multe rețete, canalul meu de YouTube Alexandru Comerzan. V-am pupat și până data viitoare, chef de gătit! Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland. Te bucuri de prospețime. Lati. Alege gustul adevărat. Salamer. Gust cu tradiție. Chateau Vartelli.